Absolvenții de clasa 12 și a 13 au avut de susținut marți 29 iunie, cea de-a doua probă a bacalaureatului la materia obligatorie a profilului. Pentru cei care au terminat profilul uman, subiectele la istorie au fost mai ușoare decât în simulare, spun unii dintre absolvenți. La istorie a fost extraordinar, sunt într-un mare extaz. A fost foarte bine, ai scris la tot? Da, am scris la tot, spre mirarea mea chiar am scris la tot și sper că o să iau notă mare, adică sunt sigur că o să iau notă mai mare decât la română. Ce notă crezi că vei da? Prefer să nu-mi dau cu părerea, dar sper că o să fiu mare. A fost ok. La ce-i dat? La istorie. S-a picat. Evul mediu, domnitori, bătălii, a fost ok. Rezonabil subiectul. A fost mai bine. Greu sau mai ușor ca la simulare? Mult mai ușor. Am picat pe subiect, a fost ok. Unii dintre absolvenții de la profilul real susțin că subiectele la matematică au avut un grad de dificultate mediu spre greu, subiectul al treilea fiind cel care le-a dat bătăi de cap unora dintre ei. Super ușor, nu m-am așteptat. La ce-i dat? La matematică tehnologic. Și care ți s-a părut subiectul cel mai... Subiectul 1, cel mai ușor, începând cu exerciții banale de geometrie, de algebră, chiar nu m-am așteptat. Subiectul 3 cum a fost? Cât de cât ok, față de simulare a dat foarte bine. A fost ok, adică și ușor, și greu, adică, na. La ce-i dat? Matematică. Și care ți s-a părut subiectul cel mai greu? Subiectul 3, normal. Ai scris ceva? Da. La ce notă te aștept? Nu știu să zic, adică 6, 7, pe acolo, dacă poate și mai mult. Și care ți s-a părut cel mai greu subiect? Sincer, și primul subiect, subiectul 1, mi s-a părut cel mai greu. La subiectul 3 ai scris tot? Nu, doar aurile. Ce notă crezi că vei trece? De trecut sigur trec. Foarte bine, n-am știut nimic. Nu ai scris nimic? Am scris, glumesc, am scris 12 pagini. Din 12, sunt mândru. Care exercițiu ți s-a părut cel mai greu? Subiectul 3. Nu prea au fost după plăcerea mea. Nu prea, au fost un pic cam complicat ăla. Restul a fost ok, a mers acceptabil. La ce notă te aștepți? Nu știu, să iau bacul, peste 6. Minim 6, nu? A fost destul de ok, nici foarte greu, nici foarte ușoare. Dacă învățai destul, făceai bine. La ce notă te aștepți? În jur de 8. Absolvenții urmează să susțină miercuri proba la alegerea profilului. Cei care au studiat la un profil uman vor avea de ales între economie, psihologie, filozofie, logică, geografie, iar cei care au studiat la un profil real vor avea de ales între chimie, fizică, biologie sau informatică.